Octavian, așa, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Hai și Rubel, hai să învățăm salut, ceva. Salut, salut, mister! Salutare, salutare, salut vecine! N-ai venit singur, Octavian, astăzi? Nu, am venit cu o gașcă mai mare, mi s-a spus inițial să vin, să vin cu 2-3, doar că am adus 5, pentru că e, nu știu, avem o gamă foarte largă de tunsori și frizuri, forme... În trend. Tu în o să și arăți, o să și tunzi, efectiv, puțin. O să vă și arăt, o să și tun foarte puțin. Hai să începem cu trendul, că toată lumea vrea să știe ce tunsori sunt în trend toamna asta pentru bărbați. Păi anul 2023, să zic așa, revine cu... De fapt, întotdeauna, cam, istoria se cam repetă, dar întotdeauna vine cu, nu știu, noi update-uri, să zic așa. O tunsoare care s-a purtat în anii 80 de către David Bowie, să zic așa, pe Patrick Swayze, care a fost lansată după aia, în relansată de David Beckham în 2002 la campionatul de fotbal. Uite, despre această tunsoare este vorba. Așa, iar acum revine... În 2023 cu noi update-uri și anume cu un fade, care fade-ul s-a purtat, a început să se poarte din 2013. Deci ăsta e fade-ul la care mă uit eu acum, da. Practic e o trecere pierdut, nu? Da. Revine în 2023 sub forma de mule. Și anume, ia, da, vedeți, pot să vin, da? Sigur. Îl avem scurt în părți, avem mai lung la spate, vedeți cu bretonul spre față, care poate să dea o notă de mister, să zic așa. Să știi, Octavian, că oricât mi-aș dori eu să mă tund așa, nu o să-mi stea niciodată părul așa. E nevoie de un păr, un anume păr, ca să-ți iasă? Da, cum să zic, trendurile acestea, în mare parte, sunt pentru generația Z, să zic așa. Ei sunt puțin mai îndrăzneți, restul sunt conservatori, până și eu, de asta am venit și cu șapcă. Uite, are părul ușor crilionțat, de asta zic, adică mie nu mi-ar sta așa. Da, spre deosebire de anii 2000, când s-au purtat muleul acesta, era, cum să zic, fiecare fir era pus la locul lui. Anul acesta vine foarte, cu foarte multă naturalețe, să zic așa, l-am uscat pur și simplu cu difuzorul. Pare că este stilizat, dar nu i-am făcut absolut nimic. Doar l-am tuns, l-am uscat cu difuzorul, nu i-am dat nici cu fixativ, nici cu produs, el așa arată natural. Natural. Pare că e stilizat, dar nu este stilizat deloc. Mergem mai departe, avansăm, mulțumim frumos, la următoarea tunsoare, ia să vedem, da, ce avem din, aici. Da, dacă anii trecuți, cum v-am spus, aveam această chică, anul acesta, pe lângă muleul cu chică, avem și muleul care se transformă într-un burst, după cum vedeți. Ia să întoarcem așa un pic. Puțin într-un cu spatele, burst? Într-un burst fade. Ce da? Înseamnă burst fade? E varianta, varianta fără chică a muleului. Practic bordură, cum îi zic da, eu aici. Da, cu bordură, da. A, ce mișto la spate așa. La fel așa este... place și lui mama la spate. Da, la fel este tuns, la fel... Cu bordură. Când tot timpul mă întreabă după ce mă tund, îmi zice, te-a luat pierdut sau cu bordură? Și zi-mă, l-a pierdut. Zi-mă, mamă, să-ți facă bordură, mă, mamă. Deci cu bordură. Iarăși. Serios? Cum era mai demult, cu pierdut sau cu bordură, cum era în anii 90. Exact. Bun, iarăși vorbim despre o tunsoare relaxată, cumva, nu trebuie să stai să-l aranjezi foarte da, mult. Da, cam toată colecția este făcută așa, în afară de un singur model, pentru că, nu știu, tineretul din ziua de astăzi stă mai mult pe rețelele de socializare și nu are timp să stea. Și atunci am venit noi cu o variantă. Și de multe ori clientul vine și zice, cum îți aranjezi părul? Păi nu prea mi-l aranjez. Și atunci am venit noi cu varianta asta. Clientul vrea două lucruri, să se aranjeze ușor și să stea bine. Și asta e situația ideală. Poți să dormi, te-ai trezit, ai plecat în da, sensul ăsta. Da, da, da. Câștigi foarte mult timp cu varianta... Și nu mai dai bani pe fixativ, adică știi ce zic? Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe, mulțumim frumos. Ia să da, vedem aici, pe cine am zis să aduc și, chiar dacă și ei par puțin curly, avem un creț aici, avem un taper. De clasă, pe creț. Da, avem un taper. Hai zine care e diferența între tunsorile astea, pentru că ele sunt asemănătoare la prima vedere. Sunt puțin asemănătoare, uite, de exemplu la el, da? Dacă îl facem puțin aici, avem o formă pătrată sus. Ia întoarce-te cu fața un pic să se vadă pătratul ăsta, ia întoarce-te către cameră. Vedeți? Acesta iară s-a fost foarte mult în tendința anul ăsta. Dacă în anii trecuți aveam fade-ul care urca până sus aici, în zona aceasta cu pierdutul, anul acesta, vedeți, este pierdut mai mult. E aproape ras aici, da? Da, la perciune. Și puțin la spate. Deci, ce întreba mama în situația asta? Unde sunt, mă, mamă, perciunii, mă, mamă, mă? Că nu mai ai perciuni deloc. Se mai poartă perciunii. Nu ai de ce să te ia la școală, știi? Dacă nu ți-ai făcut tema, nu poate să vină să te ia de perciuni. Păi avantaj el. La fel, făcut cu difuzorul și absolut, styling absolut deloc. Deci, eu n-am folosit în viața mea un difuzor de ăsta de care vorbim. Pentru că tu nu ai părul creț. Da, sau deci se folosește creț? Special. Bine, mai ales voi trebuie să vă dați o direcție a părului. Vi-l ridicați în sus, da? Eu am... Ce putem să facem? Tocmai asta am venit, da, da. Și s-a făcut freza. Am venit cu varianta fără styling, zero styling. Perfect, am înțeles. Da. Mulțumim. Mergem mai departe. Hai să vedem ce avem aici și sincer avem aici... Știți de cine mi-amintesc? Zi, te rog. De Nick Carter. De la Backstreet Boys. Asta este. Din 98, probabil. Stați un pic, băieți, întrebare din public. Până să mergem la următoarea frizură, aș vrea să ne spui,
ai schimbat ceva la șurubel sau la sunt două categorii de oameni. Cei care sunt conservatori total diferite. Cei care sunt conservatori se tund după cum le stă bine și cei care sunt neofilii, să zic așa, sau cei excentrici, extravaganți. Da, pentru că neofilii sunt cei care tot timpul vor ceva nou. Și ce care, așa, și care se pare după fețele noastre că e neofil? Neofil nu sunteți niciunul. Din... Nu. Nu suntem neofil, nu? Nu sunteți deci conservatori, sunteți conservatori, dar nu puteți fi acuzați de neofilie. Pe lângă faptul că noi suntem boring, hai să vedem ce avem aici. Eu am numit-o Back to the Future, adică înapoi în viitor, pentru că lucrez de 16 ani în domeniu, nu am tuns pe nimeni până acum 3 săptămâni în care am tuns 3 bărbați care au venit cu freza să-i tundă deci cu pe mijloc. Deci revine trendul? Revine și asta se va purta în viitor. Am văzut foarte mulți, au venit și copii care vin cu freza asta de la desenele coreene. Deci moda se reîntoarce, dar din nou cu un update, cu fade. Da, vedeți în părți? Da. Okay. Această tunsoare pare foarte, să zic așa, nu știu, de purtat pe stradă. Pret-a-porte, dar poți să o transform și într-o tunsoare haute couture. Da, de purtat pe scenă, stați numai puțin. Ia, stai să o facem haute couture, direct din pieptăn. Îi dau puțin cu pudră și un puțin cu pieptăn. Ia fiți atenți aici. Ce mișto e, foarte Peaky Blinders, așa. O vestuță. Ar merge o vestuță, da. Niște pantalonași de ăștia mai smart casual, așa. Ia. Așa, pac. Măi, mai zgâria băiatul cu pieptănul. N-are nimic, îi trece. Ia. Așa, da. Și acum, vedeți? Practic, o facem mai de scenă? Și automat o facem și de scenă, da. Aha, și acum îl dezorganizăm organizat. Da, dezorganizăm. Vezi? Organizat. Deci exact. Dezorganizăm organizat, cumva. Nu l-am întrebat pe el dacă îi place cum îi stă părul. E ok? Îți place așa? Da? Nu sunt foarte introvertit. Nu ești foarte introvertit. Nu. Stai așa un pic să te audă toată lumea, sau cum te numești? Laurențiu. Laurențiu. Deci, asta e tunsoarea pe care de când o poți tu așa? Nu de foarte mult timp. Eu îmi schimbam destul de des hairstyle-ul, mă săturam. Erai căutat cumva? Oarecum da, și până la urmă mai iau și după structura feței mele. M-am săturat de vechea frizură, practic, și am văzut că mă avantajează cât de cât. Și ai găsit ce căutai? Da, asta vreau să știu. Deci asta căutai tot timpul. În momentan trebuie să mai îmi crească părul 23. Mulțumesc frumos. Bun, mulțumim frumos. Vă mulțumesc și eu. Foarte bine stă. Acolo începe activitatea, acțiunea, da? Se tunde în platoul Vorbește Lumea astăzi. Octavian, ce facem și cui? L-avem aici pe Florin. Salut, Florin. Salut, coleg de-al meu. Băi, deci ai frizură. Deci în momentul ăsta arată ca un surfer. Da. Îți zic. Florin? Nu îmi place cu placa, dar la munte. Ai văzut? Placa, dar la munte. Surfer cu zăpadă, nu altceva. Plăcuiește. Ce-i facem? L-am tuns pe părți. Facem un long crop. Ok. Și adică un taper fade. Îi mai facem un 2 minute acum de finalizare, așa. Da. După cum se observă, avem foarte mult păr aici, firul foarte gros, și o să-i facem puțină textură în partea de sus. Cum se face textura asta? Uitați așa. Noi care vrem să învățăm ea. Da. Se numește deep point, da? Deep point. Tai în adâncime cumva, nu? Da, în adâncime, da. Îi facem o formă triunghiulară, aș vrea să vorbim și puțin și despre forme. Există 3 forme. Formă pătrată este formă masculină, formă rotundă este formă feminină și avem formă intermediară, formă triunghiulară, care merge atât la femei cât și boburile. De exemplu, da, e o formă triunghiulară. Florin, da, și la bărbați putem face formă triunghiulară în partea de top. Aha. Da, la Florin îi facem o formă triunghiulară în partea de top. Da? Uite cum taie așa. I-am scos foarte mult din greutate din zona de mijloc și am lăsat lateralele puțin. Așa și îl aranjează el, așa îi place lui. Deci eu zic sincer, mi se pare că tu lucrezi acum la un nivel de detalii care depășește deja puterea noastră de înțelegere. Da. Adică mie mi se pare că părul lui e bine așa cum e. Am tendința să zic, da, lasă-l așa. Și totuși tu vezi acolo o schimbare de forme. Da, pentru că vârfurile l-am tuns prin tăietură dreaptă, adică bob cutting se numește tăietura dreaptă. Și acum o să-i fac un dip, cum am spus mai devreme, pentru mai multă textură și firele să se îmbine între ele mai deci bine. Deci e vorba de cum se așează firele, da, după. Pentru că dacă nu dă o senzație de gazon dacă le ridici sus, cum e tuns gazon. Păi vine în limba română, am înțeles. A vorbit pe limba noastră, mă, senzația de gazon. Senzația de gazon. Foarte interesant, foarte frumos. Cred că trebuie să ne mai tundem și noi în curând. Să fim un pic mai curajoși, mă, șurbe. Da. Hai să fim mai curajoși, să mergem și noi, să ne facem un curly. Zici și mie un nume complicat de frizură, Octavian. Cu ce să impresionezi la frizer?
Uite, eu, de exemplu, și tunsoarea asta... De sub șapcă? A mea e, da, de sub șapcă, de-aia... E bascat mai, nu? Nu se mai tunde. Bascat. Bascat? Bascat. Dacă mă duc la mine în cartier și le zic vreau un bascat de ăsta, cred că plec bătut, că nu se poartă. O să-ți dea basca. Ia basca. Ia mă basca de aici. Tunsoarea lui este și 2 în 1, adică el poate să-și o facă, să zic... În sus? În sus, așa, da? Poate să-și ridice și bretonul, deși nu îl ridic pentru că nu se simte el bine cu bretonul ridicat, se poate transforma într-un cuif, dacă tot e să vorbim de... Cuif? Cuif. Ce e ăla cuif? E ca un coif. Da, corect, corect, sună bine. Ce bag seamă cu ocazia acestei emisiuni este că nu mai e atât de simplu să te tunzi nici ca nu mai înainte, dacă te tundeai bros, îți puneai o oală în cap, cum se zicea, îți puneai un castron în cap, te tundea pe lângă el așa. Exact. Eu am fost atât și m-a tuns așa. Și ce fericit erai. Și eram... M-a tuns bros. Băi, acum mergem să ne tundem basca. Păi anii trecuți cum era? În anii 90 când ai vorbit de Nick Carter. Era jumătate de planetă tuns așa. Eram acum toată lumea avem așa. Foarte multe trenduri și forme. Octavian, mulțumim. Cu mare drag. Mă bucur că m-ați invitat. Mulțumim și modelelor care au venit astăzi și ne-au arătat frizurile.